Chiar dacă tragedia de la 2 mai s-a bucurat de mediatizare, rămân încă multe mistere nelucidate. Unul dintre ele este identitatea celor cu care Vlad Pascu s-ar fi drogat în noaptea în care au omorât doi tineri pe litoral. Din primele informații se pare că ar fi vorba de beizadelele politicienilor locali. Legături cu unele personaje. Este la fel de interesant cum s-a trecut foarte repede peste momentul de după ce a fost eliberat de către poliție, după acea oră și jumătate cât a stat în acel container, respectiv momentul în care a participat la acea petrecere, petrecere unde înțeleg că, la fel, în primul rând din declarațiile domnului Glugă, inspectorului șef, fostul inspector șef, acolo se consumaseră droguri și vorbea despre 9 persoane care au fost conduse la sediul poliției. N-a mai întrebat nimeni de acele 9 persoane. Cine sunt, cum, în ce condiții. Șeful sindicatului Europol vine și cu mai multe informații cu privire la prietenii petrecăreții ai lui Vlad Pascu. Din datele pe care le-am primit și noi de la oamenii de acolo din Vama Veche, înțelegem că mare parte din participanții la acea petrecere, deci erau copiii unor personaje cu poziții sociale și poziții politice în județul Constanța. Cred că la această întrebare trebuie să ne răspundă reprezentanții PJ Constanța sau cei ai parchetului, pentru că a fost deschis un dosar penal pentru consum și pentru deținere de droguri. Nu numai Vlad Pascu este acum arestat preventiv după tragedia de la 2 mai. Mama lui, Miruna, este și ea în aceeași situație pentru că a încercat să intimideze martorii, iar tatăl său are control judiciar pentru nerespectarea armelor și munițiilor și are dosar penal că a intrat cu scuterul în jurnaliști. Totodată și dealerii lui Vlad Pascu, Tudor Duma, zis Maru, și frații Constantin se află și ei în spatele gratiilor și își așteaptă sentința.